Actorii teatrului din Petroșani îi așteaptă pe spectatori cu o piesă spumoasă cu aer italian. Gâlcevele din Gheorghea este piesa care va fi pusă în scenă la Petroșani, aceasta fiind cea de-a 20-a premieră din această stagiune. Actorii teatrului ne spun ce îi așteaptă pe spectatori. E o comedie spumoasă. E, de fapt, viața unei piațete din Italia, cu bonomia, cu bună dispoziție, dar și cu acel ritm aprins al latinilor până la urmă. Și îi invit cu mare căldură, pentru că eu cred că fiecare trebuie să părăsească tumultul vieții cotidiene pentru ca puțin să uite de... să revină în spațiul călduros și frumos al teatrului. Acest spectacol este o comedie. Sperăm ca telespectatorii și prin intermediul acestui filmuleț să îi aducem în sala de teatru și pe cei care vor fi aici să le bucurăm sufletele. Povestea captivantă și plină de umor a gâlcevilor de la Malul Mării va fi redată cu maestrie și pasiune de actori veritabili. Autorul piesei zugrăvește povești de dragoste din viața unor pescari și soții de pescari cu suișuri și coborâșuri, momente de cumpănă și de împlinire, mofturi copilărești, ambiții și orgolii bărbătești, certuri și împăcări pline de umor atât de actuale și în ziua de astăzi.